Mă numesc Brașoveanu Dariu, sunt elev în clasa 1-a B, diriginta Durnea Violeta, școala primară Grădinița Antonin Ursu. Voi povesti povestea Ursul păcălit de vulpe de Ion Creangă. Era odată o vulpe vicleană ca toate vulpile. Ea umblase o noapte întreagă după hrană și nu găsise nicăieri. Făcându-se ziua albă, vulpea iese la marginea drumului și se culcă sub o tufă, gândindu-se ce să mai facă ca să poată găsi ceva de mâncare. Șezând vulpea cu botul întins, pe labele de dinainte îi vine miros de pește. Atunci ea ridică puțin capul, uitându-se la vale, în lungul drumului zărește venind un car tras de boi. Bun gândi vulpea, ia ca hrana ce o așteptam eu.